omul nu vine la tine ca să-i dai o listă de alimente permise și interzise și cu atât mai grav mi se pare că acest lucru să se întâmple în momentul în care vorbim de masa de sărbătoare și de Crăciun, mâncarea n-a fost făcută să fie supervizată de un nutriționist, decât în condițiile în care omul respectiv nu mai este sănătos, nu mai poate uh, și are alege... De o dietă exact, nu mai și poate alege după intuiția și simțurile lui și atunci, da, tu vii ca medic să-i spui asta nu trebuie să mănânci, asta... Dar alea sunt probleme punctuale pentru patologii. În rest, mi se pare nedrept ca oamenii să ceară voie nutriționistului să mănânce, iată, trei sarmale cu mămăligă, hai cinci, uh, sau o bucată de carne cu cartofi, pentru că Medicul nutriționist nu, nu trebuie să dea acordul pentru asta.